Alergatul și tricotatul sunt activități surori. A demonstrat un american care a reușit să croșeteze un fular de 3 metri și 60 de centimetri, iar în timp ce alerga la maraton, mai exact în nici 6 ore. Bărbatul spune că s-a antrenat an la rând pentru performanța de cartea recordurilor. Cel mai greu a fost însă să treacă peste glumele prietenilor care îi repetau într-una că are hobby-uri demne de o bătrânică ieșită la pensie.